gândul meu este că atunci când fac un arbor geologic pentru o familie, deci eu înnobilez familia respectivă. Pentru că numai oamenii care sunt la alt nivel, nu numai nivelul material, adică ce mănâncă astăzi, da? Deci sunt înnobilați oamenii care se gândesc la ziua de mâine și ce lasă după ei. Sau poate sună prea, știți, patetic. Și era un timp, în anul 2001-2002, m-am gândit, am să încep să telefonez deputaților, de exemplu, da? Poate vreau să spun lucrurile deputaților. Și zic, deputați în mod sigur să vrea. Păi ca să imaginați, am telefonat la vreo 50 deputați și din ei doar 2 au reacționat. Cei mai mulți m-au bruscat. Și ca să nu continuă, dacă pe parcurs am observat un altul lucru, că oamenii care îmi telefonau și își doreau arbor genealogic, erau practic primii în domeniul lor, sau cei mai buni în domeniul lor.